Merge? Neața! Nu mai știi când merge aparatul ăsta. Fraților, astăzi creștem stima de sine și nu de alta, că e ultima zi. Am plecat de ceva vreme la drum, că e răcoare, sunt 18 grade, cred că când am plecat erau vreo 17-16 grade. Foarte bine de mers. Suntem de ieri în județul Constanța, ne îndreptăm spre mănăstire. Am reușit aseară să dorm la părintele de la Hârșova, vreo 7 ore, a fost absolut minunat. M-am odihnit, genunchiul nu mă mai doare, călcăiul da, picioarele în general da, dar măcar nu mă mai doare genunchiul. Astăzi vom avea o surpriză. De la mănăstire vin 3 persoane, 2 bărbați și o doamnă, care vor merge cu mine cât mi-a mai rămas din drum, nu știu, 35-40 km, nu cam așa, de mers. Nu mai știu corect, cred că vă 40 de km. O să mergem împreună, probabil așa în șir indian, pe drum până la mănăstire. Mă mir, spun, parcă Dumnezeu sau natura a uitat de foamea mea, nu mai este foame, nu mă gândesc la nimic. Robert aseară a mâncat o pizza, dar nici n-am vrut să o văd cum arată, nici nu m-a interesat. Era mică? Da. Oricum nu ne ajungea la doi. Da. Nu mi-e foame, de sete, slavă lui Dumnezeu, am băut apă. Am avut niște gusturi în gură, cam suspecte, ieri, ba dulce, ba sărat, ba coclit, ba mi s-a uscat gura, dar așa e în post. De multe ori în post te trezești cu gura uscată pungă, cum am trezit și eu azi dimineață. Da, una peste alta dăm înainte, azi e a noua zi, ultima zi, sperăm. Dacă ar fi fost după mine, acum că vorbeam și cu Robert, cred că aș mai fi dat o zi în plus, ca să mă fi odihnit mai mult. Pe alocuri au fost prea mulți kilometri de făcut. Stai să zic, pe alocuri au fost prea mulți kilometri de făcut, prea multă oboseală, adică la un moment dat e un pic inuman ce se întâmplă, dar am vrut să ajungem la timp pentru lansare. Asta e ideea. În seara aceasta, dacă dă Dumnezeu, să ajungem pe la ora 8-9, așa cum ne-am propus, probabil că vom ajunge, că vom fi 4 și ne vom duce unii pe alții, dacă va fi cazul, ne vom susține. Și mâine dimineață, în seara asta, dacă vine cineva să ne vadă bine de bine, dacă nu, mâine dimineață la liturghie avem lansarea de carte, jurnalul celor 40 de zile, jurnalul unui post terapeutic de 40 de zile cu apă. Deci la ora 12, apoi la ora 4 la Curtea Brâncovenească și la ora 7 la Catedrală, unde ne va aștepta înaltul Teodosie să spună ceva de aventura aceasta pe care am avut-o. Iată că am ajuns și în ultima dimineață, mare bucurie, mare fericire, da, uite, mi s-au spart, m-am bronzat și răzbronzat, uite, se vede, uite, dacă vrei să vezi aici o surpriză, cum a fost la Iași, cum e la Constanța, da, dar, mă rog, amănunte, toate sunt amănunte în fața evidenței faptului că postul merge, cred că dacă nu posteam, n-aș și reușit, sincer. Pentru că mâncarea lenevește, îți dă stări, ba te simți bine, ba te simți rău, dar în post așa, o senzație continuă de bine, de euforie. Deci mulțumesc cu Dumnezeu că am reușit să țin postul, mulțumesc că am ajuns până aici, continui să merg, deși mi-este extrem de greu. Am luat dimineața un ketonal ca să fac un pic față, pentru că, nu știu, ieri mă gândeam că n-am să reușesc, dar trebuie să reușesc până la urmă. Mi-am băut jumătate de sticlă de electrolit, niște apă și dăm înainte. Domnul Robert? Ne auzim mai încolo, că o să fie o zi grea. Suntem într-o zonă, eu nu prea am auzit, să știi. Da. Aici, în minus, ar fi fost foarte multe camioane. Da, e aglomerat drumul, sigur. Aici sunt 4 benzi, dar în general sunt 4 benzi și... Da, și știu de când am venit cu mașina, se merge foarte repede. Se merge cu viteză foarte mare și asta produce un curent de aer și zgomot. Aici singură umbră, să știi, că mai încolo nu mai avem. Da. Bine, oameni buni, să fim sănătoși, să ne auzim cu bine mai, eu știu, peste câteva ore când vin colegii de la mănăstire și, na, Doamne ajută, post fericit pentru cei care se apucă, fericire pentru cei care ne urmăresc. Doamne ajută!